Leul moldovenesc se apreciază în raport cu moneda unică europeană. Banca Națională a stabilit pentru marți 21 aprilie un curs de 19 lei și 26 de bani pentru un euro, cu un ban mai puțin decât ieri. Dolarul american se scumpește cu 6 bani și a ajuns la cotația de 17 lei și 77 de bani. Leul românesc își păstrează valoarea de 3 lei și 98 de bani. Hrivna ucraineană rămâne neschimbată și costă 65 de bani. Rubla rusească câștigă un ban și poate fi cumpărată cu 24 de bani.